că un bărbat de 217 kg din Rusia n-a vrut să lase mecu să plece din țara lui. Omul este artist, e cântăreț la pian și toată viața lui s-a hrănit cu mec. S-a gândit că ar fi momentul potrivit să protesteze, așa că a mers la cel mai apropiat mec. Clar, la 270 de kg a mers la cel mai apropiat. Și s-a legat de ușa restaurantului. A zis că el nu pleacă pentru că îi se pare nedrepte. Îi se pare că îi sunt încălcate drepturi și libertățile. 270 de kg, 217, scuze. Așa a venit poliția la fața locului și l-au basculat de acolo. El a spus că îi sunt încălcate drepturile. El vrea să mănânce în continuare mec în fiecare zi, da. Și nu are cum să facă asta. De fapt și de drept că e un protest împotriva războiului, dar n-a știut el să-și aleagă cuvintele. A întrebat Sada pe... El are un protest împotriva regimului. Extra Fun cu Ramona și Ionuț. Extravaganza Radio.